Bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Suntem în recesiune economică și ne îndreptăm spre o criză profundă, aspect valabil nu doar pentru România, ci și pentru restul țărilor membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, în Maramureș sunt comunități care derulează proiectele existente și care își propun să acceseze și să implementeze proiecte noi. Vrem să aflăm astăzi ce se întâmplă la SEIN și suntem de vorbă cu doamna Gabriela Tulbure, primarul orașului. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara și bine v-am regăsit! Doamna Tulbure, în 11 mai 2018 ați predat constructorului amplasamentul podului peste râul Someș. E primul subiect care mă interesează și pe mine și pe telespectatori. E calea de acces care va lega orașul Sein de comuna Pom din județul Satu Mare. Care este stadiul actual al proiectului și în ce măsură au fost afectate lucrările de criza sanitară și recesiunea economică în care ne aflăm? Da, lucrările la podul peste râul Someș vor fi reluate în șantier, adică la locația unde se lucrează la podul peste râul Someș, săptămâna viitoare. În acest moment există toate componentele care vor fi ansamblate după aceea în șantier, sunt terminate, urmând ca la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii următoare ele să fie transportate, adică duse la podul peste râul Someș și după aceea va începe ansamblarea lor. Sunteți mulțumită de modul cum au decurs lucrările până în momentul de față? Nu sunt mulțumită pentru că, da, am verificat pas cu pas, nu sunt mulțumită pentru că trebuia să finalizăm acest pod în acest an, însă datorită faptului că a intervenit această situație, situația de urgență prin care am trecut, starea de urgență prin care am trecut și după aceea cea de alertă, lucrările au mers mult mai încet la podul peste râul Someș. Dar totuși aveți speranțe că va fi până la urmă predat așa cum trebuie? Da, constructorul a făcut o notificare prin care a cerut o prelungire și am acordat-o până la finalul anului 2020. Da. Această dată nu poate să fie o dată sigură pentru finalizare, dar oricum dacă va fi nevoie vom mai da o prelungire. Fondurile suficiente? Important există? Este că da, fondurile sunt suficiente, deci constructorul ne-a notificat că totul este în regulă și că va încerca să recupereze pierderea pe care a pierdut-o. Ați afirmat în anul 2016 că una din prioritățile mandatului dumneavoastră va constitui accesarea fondurilor europene, ceea ce cred că s-a și întâmplat, că v-ați pus pe proiecte. Doamna primar, vreau să ne spuneți ce ați reușit însă în acest sens și ce proiecte de finanțare comunitară ați derulat, ați realizat sau veți derula pe viitor? Da, în acest moment tot orașul Sein este un șantier. Avem în implementare deja și semnate cu contracte de finanțare și contracte de execuție în derulare 5 proiecte pe fonduri europene și de asemenea așteptăm zilele următoare să semnăm al șaselea proiect. Sunt proiecte mari, sunt proiecte foarte frumoase, proiecte mărețe care vor schimba fața orașului Sein. Este vorba de primul proiect care mi-este mie foarte drag pe... Este vorba de lucrări, de construire în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon în orașul Sein, prin introducerea unei structuri de eco-friendly care se referă la următoarele străzi. Din Săbișa se referă la strada Căminului, din Sein strada Boci, strada de alul Soarelui, sub Vii, și din Viile Ape strada principală și de asemenea mai avem în strada Fermelor. Aceste străzi vor fi în totalitate reabilitate, acolo unde nu există introducem rețele de apă uzată, pentru că avem străzi în care nu avem rețea de apă uzată, urmând ca acestea să fie modernizate, cu alei pietonale, cu piste de biciclete. Toate incluse în proiect, toate incluse vedeți, în acest proiect. Proiectul este de 5 milioane de euro. De asemenea, acest proiect avem un depou de încărcare, pentru că pe acest proiect avem și două microbuse electrice, care vor face transportul locuitorilor din zona, din cartierele sau satele Săbișa și Viile Apei în orașul Sein și de asemenea mai sunt 40 de biciclete, pentru că pe acest proiect sunt și piste de biciclete și 4 rastele și, bineînțeles, supraveghere video, aliniamente stradale. Dar aveți alei pietonale. Pe o parte din oraș aveți supraveghere video. Da, da, avem. Vreau să ne spuneți, e adevărat că odată ce o localitate are sistem de supraveghere video, scade numărul infracțiunilor? S-a întâmplat asta și la SEIN? Da, s-a întâmplat și la SEIN acest lucru. Să știți că cei de la Poliția Locală urmăresc aceste camere și că în repetate rânduri am rezolvat probleme cu ele. Probleme legate de furtul, de cerșetorie. Plus că ați identificat autorii, da, așa-i? Da,
sunt foarte, foarte necesare, să știți. Pe de altă parte, pentru că ați menționat de pistele de biciclete, tot așa mulți bicicliști aveți în Sălin? Da, să știți că, orașul să știți recunoscut că sunt ca fiind foarte cel mai, mulți bicicliști și din păcate nu au un loc destinat, așa cum vor avea de acum pistele de biciclete. Acesta este unul, v-am spus că acum în orașul se implementează 12 proiecte, ăsta este doar unul dintre ele, mai avem unul tot pe fonduri europene, stimularea mobilității nemotorizate în orașul Sein, care are în componența lui reabilitarea drumului până la podul peste râul Someș. Aici este vorba de străzile cu zavodă, pomilor, industriilor, unde se va face reabilitarea infrastructurii rutiere, de asemenea și pe aceste străzi se vor face accese, alei pietonale, trotuare, rigole și tot ce este necesar, inclusiv supraveghere video. Și bineînțeles, acolo unde ne permite lățimea drumului, vom face și piste pentru bicicliști. În acest proiect există și parcul, care este din centrul orașului, unul dintre parcurile care este din centrul orașului și vor fi alei pietonale pe o suprafață destul de extinsă, respectiv de la sensul giratoriu până la ultima casă din Sein către localitatea Apa, pe ambele părți. În centru vor fi foarte frumos confecționate dintr-un granit fiamat, iar celelalte părți de la Biserica Greco-Catolică până la ieșire din Sein vor fi din pavaj ornamental și accesele vor fi din asfalt. Și acesta este un proiect care avem și aici. Am pus camere de supraveghere pentru că, așa cum v-am spus, ele sunt foarte importante și dorim cu fiecare proiect să extindem zona care este supravegheată. Ați spus de 6 proiecte. Da, ăsta este al doilea. Al treilea este vorba de Casa Ba, este vorba de restaurarea unui monument de clasă A, care este și el pe instrumentul financiar european. Aici avem o înfrățire cu orașul Caluș, cu care facem acest proiect, respectiv este vorba de consolidarea relației pe care noi o avem, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere istoric, pentru că în acest centru multicultural vom face schimburi de experiență care vor viza atât partea culturală, cât și partea de patrimoniu cultural și istoric al orașului Sein. În această perioadă, aceste întâlniri au avut de suferit din cauza da, pandemiei. Da, în aceste perioade le-am făcut doar online, dar se va termina. Eu sunt foarte optimistă și să sperăm că într-o zi vom reuși. Această perioadă pentru acest proiect am folosit-o pentru consolidarea clădirii. Am lucrat atât în interior cât și în exteriorul ei. Se lucrează acum la acoperiș și oricum acest proiect se întinde pe 12 luni. O să fie partea în care va fi execuția și bineînțeles că întâlnirile vor fi și după ce centrul va fi gata și sperăm că vom recupera partea de întâlniri pe care am pierdut-o din cauza COVID-ului. Al patrulea proiect, care și ăsta este, ne este foarte drag atât mie cât știu că și dumneavoastră, pentru că sunteți susținători al Liceului nostru Tehnologic Agricol Alexiu Berinde. În acest proiect este vorba de școlile, este vorba de proiectul STEM, este vorba de școlile educaționale și vocaționale. În acest proiect achiziționăm deja, în aceste zile facem achiziția unui solar modular de 400 de metri pătrați, hidroponic. Am făcut deja comanda, așteptăm ultimele detalii pentru că acesta să poată să fie să semnăm și contractul de achiziție. Aici avem 3 licee în acest liceu, toate liceele sunt fie vocaționale, fie profesionale, 3 licee din România, 3 licee din Ucraina și acesta este un program foarte frumos și este cu în colaborare cu Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde. Al cincilea proiect... N-aș vrea să treceți la al cincilea până nu spuneți cum este cu sera elevilor, dacă a funcționat, ați reușit să puneți răsaduri sau, mă rog, elevi acolo în perioada aceasta? Da, profesorii de la liceul nostru au avut o idee absolut genială. Au chemat toți copiii care fac practică la liceu și care au ore de practică în curriculumul școlar și le-au dat răsaduri la fiecare, în funcție de ce suprafață de teren au acasă, pentru că în orașul Sein sunt foarte multe case, foarte puțină lume din oraș locuiește în unități locative comune. De obicei locuiește lumea la case și au reușit prin această idee să le dea copiilor altceva. Să le dea copiilor chiar dorința de a vrea ei să lucreze în agricultură. Adică să ei și-au pozat în fiecare zi, individual. Da? Și-au pozat răsadurile, le-au dat, au început să facă și ei lucrări individual, acasă. De exemplu, cum este vorba la răsadul de roșii, au făcut copiliri, au trimis la profesori poze și să știți că sunt dintre ei care au acasă solarii și care deja au gogonele.
Deci a fost o idee foarte bună pentru care eu îi felicit pe directorii de la liceu și pe profesorii care au făcut acest lucru, posibil acest lucru, pentru că chiar a fost unul de succes. Deci este o reușită. De fapt, a fost și până acum, fiindcă acești elevi au reușit să și vând aceste produse bio, de altfel, Da. un lucru bun. Proiectul numărul 5, la prima. Da, proiectul numărul 5. Aici discutăm de un proiect de dezvoltarea capacității de intervenție la dezastre, tot un proiect pe care l-am făcut pe instrumentul financiar european, respectiv pe transfrontalier. Aici este vorba de dotarea acelui serviciu de voluntar de situații de urgență din orașul Sein, cu auto specială de stingerea incendiilor și cu echipamente. În acest moment, în aceste zile, suntem în luna 6-a de proiect, în luna în care facem achizițiile. Din acest proiect, orașul Sein o să fie mult mai bogat, pentru că vom cumpăra o mașină de pompieri care va avea doar câteva ore de funcționare și, bineînțeles, echipamente pentru voluntari. V-ați gândit deja În de unde acest va fi moment, procurată mașina da, deci și în pe acest ce moment bani? suntem din banii din proiect. Avem bani în proiect pentru a cumpăra această mașină. În acest moment, orașul Seini are o mașină pentru stingerea incendiilor, o auto specială, care are 32 de ani. Așa că trebuie să ne gândim Ar să trebui casată. facem, așa că va fi o investiție foarte bună pentru orașul Seini. Vă dați seama că distanța față de Baia Mare este oricum 29 de kilometri, iar pentru foc contează și secundele, Aveți voluntari nu care se doar implică? minutele. Poftim? Aveți voluntari care se implică? Da, avem echipă de voluntari și avem și servanții care sunt în cadrul primăriei orașului Sein, respectiv conducătorii acestei auto speciale, care de fiecare dată s-au mobilizat și au reușit să facă față până când au venit cei de la Baia Mare. Să vedem, încheiem cu proiectele numărul 6, după aceea trecem și la alte aspecte. Da, al șaselea proiect este pe PNDL, respectiv podul peste râul Someș, de care am vorbit adinea Da. ori. Și am mai făcut câteva proiecte pe care le-am făcut din bugetul local, respectiv sistematizarea pe verticală la blocurile de pe strada Piața Unirii, în zona, o zonă foarte circulată și foarte centrală. Facem sistematizarea pe verticală la sala de sport, Gelu Cărăbăți, în orașul Sein. Profităm de ocazia acum că este sala închisă și vrem să facem această sistematizare pe verticală. Atunci când se vor întoarce copiii, să se întoarcă într-o sală mult mai atractivă și zona din exterior să fie amenajată. De asemenea, avem două accese de pe strada Crișan, care au rămas nemodernizate și cu această ocazie ne ocupăm și de modernizarea aceasta, a celor două accese de pe strada Crișan. De asemenea, vrem să începem săptămânile acestea, am semnat contractul și vrem să începem o lucrare pentru domnul Vladimirescu, o lucrare pe care o așteaptă de mult locuitorii acestei străzi, respectiv amenajarea de accese, rigole și podețe. În aceste zile așteptăm de asemenea să semnăm contractul, pentru că a fost semnat deja de la Ministerul Fondurilor Europene, tot pe fonduri europene, un contract foarte frumos de 5 milioane de 5 milioane de euro, care este legat de este un program foarte, foarte un proiect foarte frumos de integrare socială la Sein, Da. care are în componența lui un parc de aproximativ 2 hectare și jumătate, reabilitări de drumuri și o clădire, pentru că aici vorbim de componenta A și componenta B, pentru că așa a fost structura proiectului. În aceste zile lucrăm de asemenea și, din păcate, n-am reușit să finalizăm pentru că nu ne-a lăsat vremea, dar vrem să începem lucrările la Valea, la consolidarea văii Seinelului, pentru că am primit niște bani de la Apele Române și vrem să continuăm consolidarea. Am vorbit și zilele trecute cu constructorul, chiar și astăzi așteaptă să ne avem o prognoză meteo mai favorabilă ca să poată să înceapă lucrările, pentru că trebuie întreruptă Valea. Lucrăm de asemenea în aceste zile pentru a pregăti un proiect pentru Silvomediu, că avem data de depunere 15 iunie, respectiv 20% din măsura 15.1, 20% din suprafața de teren forestier, care este lăsată la odihnă, se spune într-o formulare foarte, foarte elegantă, pădurea, adică nu se intervine deloc în acea suprafață. Și dacă lăsăm această suprafață de 20% din cât avem noi ca și UAT, vom primi de la prin măsura 15.1 o subvenție. Am Deci nu se înțeles. va interveni deloc în 20% din pădurea orașului Sein, nu se vor face deloc tăieri, se poate interveni doar în plimbări din astea de relaxare.
În această perioadă amenajăm și câteva locuri de picnic în pădurea orașului nostru, pentru că vedeți dumneavoastră problemele prin care am trecut, acestea cu pandemia, i-a făcut pe oameni să fie mai reticenți și doresc să caute locuri mai aerisite și mai degajate, și am văzut că foarte multe lume fac plimbări în pădurea orașului și vor acolo să stea puțin, fie la odihnă, fie să servească ceva. Și acum montăm 6 mese și 12 băncuțe prin pădure, în diverse locuri pe care o să fie locuri de picnic. Da, am că asta terminat, e o problemă în da, și coșul noastre. De gunoi. Am terminat la 1 iunie și am distribuit toți locuitorii orașului Seini. Au acum 3 pubele, respectiv pubela verde pentru gunoiul menajer, pubela galbenă, care este pentru plastic, metal și lemn, și pubela albastră pentru carton și hârtie. Și rog și pe această cale pe cetățenii orașului Seini să respecte calendarul pe care l-au primit fiecare acasă, privind colectarea acestora, și rog tare mult să fie foarte atenți și să colecteze selectiv, pentru că normele și ordonanța 74 este foarte drastică. Ea prevede sancțiuni destul de usturătoare pentru cei care nu respectă legea, și va trebui și noi, ca și OAT, să o respectăm, și rog tare mult să colecteze spre selectiv. Spre binele nostru. Spre binele nostru, da. Ne dorim să trăim într-un oraș curat și într-un oraș frumos. La nivel național, doamna primară, există o dezbatere aprinsă privind prelungirea sau nu a stării de alertă. În ce măsură a fost afectată activitatea economico-socială a orașului Sein în perioada martie-iunie până în prezent? Și vă întreb dacă susțineți anularea stării de alertă în condițiile în care în ultimele 24 de ore avem, să spunem, la ora aceasta, 231 de cazuri noi în creștere față de perioada anterioară. Eu consider că nu ar mai trebui prelungită starea de alertă, însă nu sunt eu în măsură, sunt convinsă că calculele care se fac la nivel național vor duce parlamentarii către o gândire corectă. Ce să vă spun, în orașul Seini au fost, din păcate, 2 cazuri. Un caz unei doamne care a avut o vârstă destul de înaintată și mai avea 13 diagnostice asociate. Și taică mi-o fie iertată, a murit dintr-o răceală, bineînțeles, în anul 2006, când nici nu era vorba de această boală și de acest COVID. Se știe de când lumea și pământul că bătrânii la o răceală foarte puternică nu rezistă, pentru că au organismele slăbite. Și am mai avut încă o persoană de 50 de ani care este bine vindecată, nu are nicio problemă. Să știți că agenții economici au suferit foarte mult. Economia a stat pe loc în această perioadă, chiar a regresat. Să știți că foarte mulți dintre ei au trebuit să aducă bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile, și asta nu este bine, pentru că trebuie să fim toți conștienți, și dacă ne ducem în locurile publice sau în locurile închise publice, ar trebui să purtăm cu toții mască, într-adevăr. Însă dacă suntem în spații deschise, ar trebui doar să poarte mască persoanele care sunt bolnave sau au anumite afecțiuni. Cred că acest obicei ar trebui să-l luăm de acum și să-l ducem cu noi toată viața. Nu doar pentru COVID. Corect, și pentru noi personal, și pentru starea noastră, și pentru boală, și pentru, în care ca să nu transmitem aceste afecțiunile de care noi suferim. Să știți că sunt foarte supărați agenții economici din Sein, în special cei i-ați care... I-ați putut sprijini în vreun fel? Da, am dat o hotărâre de Consiliu Local, am avut și legislația care ne-a fost de ajutor, care spunea că consiliile locale, printr-o hotărâre de Consiliu Local, pot aproba reducerea de până la 50% pe perioada stării de urgență, deci pe 2 luni, a impozitului pe clădiri la clădirile care sunt nerezidențiale. Și noi ne-am dus cu 50%. Deci Consiliul Local a votat și am dat o hotărâre de Consiliul Local, și de aceea îi rugăm pe agenții economici, le-am făcut și informare în scris, care vor să vină, le calculăm pe cele 2 luni cât a fost stare de urgență și plătesc doar 50% din impozit. Iar dacă vin să plătească până în 30 iunie, mai primești și bonificația de 10% la întreaga sumă, la întreg debitul. Prognozele economice pentru anul în curs sunt sumbre, oricum. România urmă să se confrunte cu o scădere economică semnificativă, un deficit bugetar important, creșterea șomajului, aici probabil va fi durerea cea mai mare, și, în esență, scăderea nivelului de trai. Da. Ce strategie aveți pe termen scurt și mediu pentru comunitatea dumneavoastră, raportându-vă la nevoile sale reale, dar și la așteptările cetățenilor? Să știți că am făcut anchete sociale să vedem dacă sunt persoane care chiar au probleme și pe care trebuie să le ajutăm. Acolo unde a fost nevoie am intervenit. Iar tot ca și o măsură de a veni în ajutorul acestor familii, scriem acum un proiect
Pe un proiect, șansa este de partea ta, un proiect foarte interesant, adică în acest proiect avem parteneri, primăria Cicârlău și primăria Pom, cele două localități care sunt vecinele noastre ale orașului Sein. Este vorba de copii a căror părinți sunt plecați de cel puțin 6 luni în străinătate, care vor beneficia de transport până în orașul Sein. Cei care sunt din Pom sau din Cicârlău, cei care sunt din Sein, vor fi preluați de la școală, vor primi o masă caldă, vor face școală după școală și vor primi în acest program, pe lângă acestea, un laptop pentru care am pus în proiect o sumă mai mare de bani, o sumă acoperitoare care să ne poată permite să achiziționăm un laptop destul de performant și, bineînțeles, vor fi și două excursii. În acest proiect vom cuprinde 210 copii care se vor bucura de această șansă. Spun acest lucru pentru că, având un singur părinte acasă și acesta fiind angajat sub o anumită formă sau într-o anumită întreprindere sau la o anumită firmă, are mai puțin timp liber. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă este un singur părinte, mai rămâne doar pe umerii acestui părinte, rămân pe umerii acestui părinte și activitățile gospodărești. Și atunci poate că este mai greu. Și ne-am bucurat tare mult că putem să sărim pe această axă și sper să câștigăm și proiectul și copiii să fie beneficiari acestui proiect. La finalul acestei prime părți a emisiunii, aș vrea să ne spuneți cum se derulează activitatea la primăria Sein. La primăria orașului Sein, activitatea se desfășoară normal. Noi suntem sub 50 de angajați, deci nu a trebuit să facem niciun fel de modificare la nivelul programului pe care îl avem la primărie. Atâta doar că asistenta noastră medicală comunitară le ia la toți care intră în primărie temperatura. Bineînțeles că Și la dacă angajați cei și ce la vin alți și cetățeni? le angajați dimineața la ora 7, la ceilalți care intră în primărie pe parcursul intrării lor și de asemenea cei care nu au mască le oferim, bineînțeles, câte o mască ca să poată să intre în instituție. Nu am avut, să știți, probleme chiar deloc. Chiar am povestit zilele trecute cu doamna Maria. Ea merge foarte frecvent și în cartierul de romi. Se ocupă și de cei care sunt izolați la domiciliu și nu au medic de familie. Și chiar dacă au medic de familie, îi întrebăm și noi dacă au nevoie de ceva. Dacă au avut nevoie de ceva, ne-am mobilizat și le-am dus tot ce au avut nevoie, medicamente, alimente, ca ei să nu trebuiască să-și părăsească domiciliul și n-am avut niciun fel de probleme. Pe parcursul timpului de când a fost instalată pandemia și până în prezent, n-am avut cazuri de persoane care să fie în izolare și care să aibă probleme de sănătate. Mulțumim pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm și cu alte vești bune, bineînțeles. Cu mare drag! Doamnelor, domnilor, o pauză de publicitate și vedem ce se întâmplă după aceea în județul Maramureș. S-a și terminat? Da. Cred că